Salut, eu sunt Sherry și bine v-am regăsit la emisiunea voastră preferată. Minte-mă frumos, de data asta avem o ediție plină de gamer, dragii mei. Și băi, nici nu știu de unde să încep, că avem numai... Dar ce, Sherry? Ce ai zis? Că nu mai... Mă, frumos, de data asta avem o ediție plină de gamer, dragii mei. Și băi, nici nu știu de unde să încep, că avem numai All-Stars astăzi aici. Încep cu echipa din stânga, Zappi TV, pentru prima dată pe canalul meu, doamnelor și domnilor. Ai venit direct din Mureș, bă băiatule. Fai, deci. Trebuie să mă duc și eu la clipul ăsta, dar eram bolnav. Din Cluj, după aia trebuie să văd că Mureș, din Mureș am venit cu domnul adevăratul roșu. Și merge mai departe, foarte frumos, ai făcut trecerea la Dăria Red, aplauze pentru el, care are să pentru prima dată pe canalul meu, dragi prieteni, tot în partea din stânga. Dar avem și pe Drăcea, ai invitat permanent, capitan de echipă, îi lipsește Costi în continuare. Mi-e dor de, nu mai pot. Da, ești fier pe Costi. Pare rău că nu e. În partea din dreapta, aplauze pentru Andreas Costa! Stresul computers, mă, atenție, stresul computers s-a venit în sfârșit. Așteptăm și poligraful cu Imogen, cu deosebit. M-a zăpăcit. Ești dispus să-l facem, da? Da, da, confirm aici. Perfect, deci ați auzit. Imogen mai are de... La minte, mă, frumos, nu? Și de asemenea, ai Silent, aplauze pentru el, doamnelor și domnilor. Acestea fiind spuse, nu mai lungim, toată lumea știe reguli, aș vrea să începem cu domnul Zappi TV. Vă rog. Povestea se intitulează Am bătut un YouTuber cu cureaua. Bă! Ai bătut un YouTuber cu cureaua, asta este povestea, da? Vă rog, dacă aveți întrebări. Ce YouTuber? Rotbi. Real. Cum ai dedus, gen? Bă, nici nouă circunstanțele. Dacă se pune, da, gen... Dar cum l-a bătut peste curve? Știu backstory-ul. De la ce v-ați luat? Știu povestea. Bă, de la multe cu Rotbi. Cred că era prin... Ata zic, văd Silent 1 din 6. Bă, nu sunt impostor, gen, chiar e real. Care se mai bagă? 2. De la ce v-ați luat? Andreea? Ce, vote kick sau ce? Kick, stai că o să-ți vină și rândul tău. Stai că vrea să știe anime backstory. Vote kick. Vrea repede că mă pici. Vrea să știe care e anime backstory-ul aici. Deci era prin 2019, eram la ceva fan meeting de ăsta prin Pitești. Nu știu, se făcuse seară, noi am fost cazați acolo frumos. Rotbi era cu Ganicus în cameră. Ok. Ia. M-am trezit. 19. 2019, cred că. Sau 2018. Nu mai știu, îți bătrân, am uitat. Așa. Minte. Aici l-ai prins. Așa. Așa am venit seara acasă. Aveam și o să mă culc liniștit, că am avut o zi foarte încărcată. Și îl găsesc pe Rotbi la mine în pat. Wow. Tot tușind la mine pe pernă. Și eu l-aș fi bătut. Și am zis, bă, Rotbi, dă-te, te rog frumos, jos de la mine din pat, că vreau să mă culc. Era Ganicus într-un colț, foarte frumos l-am rugat. Că eu cu Rotbi suntem preatin, n-avem treabă. Preatin ca preatin până îmi tușește cineva pe pernă. Dar să știi că nu trebuie să spui neapărat toată povestea, poți să-i mai lași pe ei să te întrebe, adică... Nu, lasă, să ne zică circunstanțele. Da, l-a găsit și în pe pernă. Așa. Era Ganicus într-un colț, râdea acolo, are gută. De la pește? Nu, mă, nu eu. Ce e boală? Boală, da. Are gută de la pește. Am zis, Rotbi, dă-te jos acum, Ani. Repede am scos cureaua și m-am apucat să dau. O întrebare, l-ai bătut cu la poponețul gol sau cu pantalonii pe el? Sincer, în berserk cu care s-a întâmplat acolo nu mai ai devenit berserk? Berserkerul de Mureș. Auzi, da, a început să tușească mai tare când ai început să-i dai cu... Nu, cred că a început să geamă. Ma. Eu plăcut tu, bă. Nu știu dacă a fost de agonie. Băi, e adevărat. Da, mă, nu, ăsta știe povestea, mă, ce repede, tovarăș cu Rotbi. Nu, ce pula, ce e? Bine, hai, 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 cum să-l întreb, că nu știe că vine cu o oră la chemat. Chiar corect. Fiecare trebuie să spună cum o crede și bă, dacă e adevărat sau fals și vedem... Băi, mă, merg pe adevărat. Adevărat, mă, adevărat. Și eu zic adevărat. Nu e nimic ieșit de comun. Tu decizi, frate, ești capitanul. Nu. Păi nu, că e doar votul meu și eu o să zic fals așa să fiu contra, dar e adevărat. Verdict final adevărat, da? Da. Adevărat. Verdict final adevărat. Cum este domnul Zappi? Este foarte real. Și da, Rotbi, să știi că nu-mi pare rău. Extraordinar. Un început foarte bun. Bă, și ți-a zis să nu zici de la început dacă e adevărat sau fals, mă. Puțin. Era oricum destul de obscură, că lumea de obicei... N-a zis nici dacă n-a apucat să termine, ești nebun. Mergând mai departe, domnul Andreas, e rândul dumneavoastră, vă rog. Ia să vedem, frate. Am urinat pe iubita mea în duș. Ca Dani Mocanu. Hai de pula mea, coai. Stresule, pe cine am făcut celebru? Stresule, futus pe măta în gură, stresule. Ba. Dar e adevărat. Ba, ba, ba. Și abia vorbim. Ia, mă, cum e o poveste interesant. Din greșeală sau? Fii atent. Toate s-au întâmplat într-o noapte din Rahova.
eu te-am întrebat așa, din greșeală sau? Mamă, doar atât l-am întrebat. Intenționat. Din greșeală? Din greșeală. Deci nu, intenționat. Zi-mă, din greșeală. Intenționat. 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 Ok. Fix cum ai intrat în duș sau ai stat așa un pic? Am stat puțin vreo un minut. Și n-ai mai putut. Nu, ideea e că în Rahova după ora 10, gata, nu prea apă caldă, da. Știi? Ah. Am dat drumul la apă. Și era rece și la un moment dat, în timp ce curgea apa, era caldă. A zis prietenul meu, a venit apă caldă și n-am avut cum să-i zică, bă, n-a fost apă caldă, gen, știi, adică... A fost așa un gând pe moment sau de mult te gândeai să faci asta? Nu, pur și simplu, fără să-mi dau seama, a scăpat. Ah. Și era cum, a fost, rece. Cum a fost primită acțiunea? Da, nu, că nu și-a dat seama, cred că până acum. Când zic că e apă caldă și după aia te-a tot brusc. Avea aici o tăietură și a trecut după dușul ăla. A crezut că e apă caldă și după aia s-a întrebat rece și a zis că iată mai ar vedea pe rece. Adică a fost o chestie de asta, mă. O fi dat ăștia pe țeavă un pic de caldă și după aia. Eu nu cred asta că nu s-a prins. Eu nu cred, e pe aia de tot. Dar bine, vă puneți întrebări, eu doar un bied moderator. Și ai continuat dușul, relax, după aia mers pe burtă, n-ai zimică? Încă 10 minute care a venit, după aia apă caldă pe bune, gen, după aia am continuat dușul. Păi și nu s-o simțit olfactiv. Nu, că dacă bă, nu mai apă aici. Ce culoare era? Codul de culoare. Mersi, Vitale. Uite și pe Foxy. Dar oricum la mine, dacă având în vedere că beau apă doar, efectiv, gen de 9 ani de zi, beau doar apă, e transparent, de gen așa. Dar ce întreb, ce culoare era? Aproape 5.000 de like-uri, cea, let's go! Let's go! Dar a fost, pe un moment zis seama. Of, doar Paul, mă râde mai ale. Cu apa așa, era puțin rece, era într-o parte așa. Cum o să fie falsă? Că știi pe Andreea stresului, cum trebuie să fie falsă, Mara? Mersi mult de meu, ce dracu am zis, coaie, mi-ai explodat gura, ești prost. N-ai înțeles regulile. Am înțeles perfect, mă sabotezi? Mă lași și pe mine. Păi da, dar tu nu trebuie să-ți dai un cugol. Ăștia sunt convinși că e adevărată. Da, mă, să vedem, că nici eu nu sunt convins. Să sădim puțin. Tu, băieți, mersi mult, bă. Ale, ale lui. Mă plimbă, mă. Așa, dar sincer. Poveste. Ia zi, mă, Dorina, e adevărată? I-a plăcut, nu i-a plăcut. Ce gust a avut? Doamne ferește. Bă, zapi, bă. Bă, eu am o teorie. Vând în vedere că la început a început să zic așa, cu poftă, povestea. Zic că e falsă. Nu e, mă, falsă, mă, e adevărat. Și să nu-ți dai seama, te-ai pișat mult? E adevărat, mă. Sau ai dat așa, te-ai scăpat și te-ai oprit? Vreo 3 secunde. A fost. E așa mult, ai secunde. Depinde cum le numești. 1, 2, 3. Și dacă n-ai nici probleme cu prostata... E adevărat, mă, ce vorbim, s-a pișat. Nu am înțeles. Cât te-ai încălzit? 3 secunde. Te-a turnat o găleată, așa s-a pișat. Nu se poate. Dacă ești în vână... S-a pișat. 3 secunde când să te încălzești, să faci o duci rapid? Măi, echipă, eu sunt foarte contrariat. Eu nu s-a pișat 100%. Dar puneți întrebări, așa. Zici că e fals? Eu zic că e fals. Nu știu, era... Domn capitan, dumneavoastră, ce ziceți? Băi, eu zic că e adevărat. Pai de capul meu, acum nu vreau să dau eu un vot decisiv. 100% s-a pișat, îmi tai piciorul dacă nu s-a pișat. Se pare nu-mi plac responsabilitățile. 100% s-a pișat. Băi, eu zic că e adevărat că dacă a fost așa 3 secunde... Jumătate oră m-am pișat, nu mai țin minte exact. Bă, dar eu tot nu înțeleg, Andreas. Mădălina era la duș sau pe WC-ul? Nu, eram în duș, amândoi, că trebuia să prindă repede apa caldă. Că e jale vreo acum cu apa caldă. Apă neavă în centrală. Pot să confirm. Ei, eu! Te pup, să mersi mult de membru. Dacă mai aveți întrebări... Eu zic că e adevărat. Dacă o dădea iurea să zic că m-am pișat și mai eu zic mult. Și eu zic că e plauzibil. Păi, da, grea, deci, asta, mă. Mergeți pe adevărat, mă? E adevărat, mă, e adevărat. Verdict final adevărat, da? Da. Domnul Andreas, cum este? Frate, este absolut adevărat. E adevărat? Da, pe bune. Aia, zic. Super. Da. E pare rău. Bombă. Pare rău. Păi da, mă, ăsta îi pică în pula mea, nu, îi pică din astea că s-a pișat și mie îmi pică, ești nebun la cap că am fost olimpic la biologie. A, mă, ce dracu, ce-mi plac, bă, cu retare și șerii, mă, e mereu cu mănânc. Pun la masă acolo, în minte, mă, frumos și altfel intră mâncarea. Da, ce să mai zic, domnul Trecea. Vă rog. Am rămas gol pe scenă. Gol. Cum ai reușit? Am avut o dată un spectacol în piscină. Așa. Doar odată. Odată. La piscină. Păi am o săpare, am mai zic. Bă, acum cred că 2 ani, nu e veche. Acum o săptămână, gen. Am avut un spectacol la piscină. Cineva? Acum 2 ani aveai spectacol, era pandemie. Eram, bă, nu nebună, de vezi că am avut, stai cu mine. Te-am încercat un pic. Vedem dacă te pierzi. Da, mă, acum 2 ani. Așa. La piscină, spectacol de stand-up. Da.
Cum ai rămas gol? Că a venit și mi-a tras... Da. Cu tău ghiluț. Și nu deci, mai erau oameni acolo sau erați doar voi singuri? Te iubesc să moară familia mea, te pup! Ai zis că a rămas gol pe scenă. Da, un spectacol. Ai rămas gol pe scenă. Pe scenă unde făcuserăm stand-up mai devreme. Deci era o piscină cu scenă. Da, nu, era un salon din la mare și aici era scenă. Erau niște palezi de și ulterior s-a golit, adică au plecat tine și Cârje, cine mai era? Mai era, mai mulți. Dă niște nume, că mai mulți. Eu cred că e falsă. 100% chiar. Mergeți cu mine? Mergeți cu mine? Aveți încredere în mine? Eu zic că e fals. Cârje cu Dobrotă, a fost cu Mocanu atunci. Dușman, nu mai prieten, dai? Dușman, nu dai? Eu zic că e fals. Păi cu ăștia am fost la spectacol, n-am fost. Și după ați rămas gen la after party, cum ar veni. Da, after party-ul nostru, că nu mai era aproape nimeni. Tot. Eu zic că e fals, mă. Ce zice Andreea? E fals. Bă, pare un... De ce? Fals? Așa... Cred eu. Intuiție. Deci motive, n-am. Dar consider că... Cam vagi detaliile, Andreea. Puteți să dați venitul. Nu știu, tu ce zici, nu știu. Și timpul, și locul, vagi. De enumerat și ai enumerat tovară și de stand-up, îți dai seama. Care-s prietenii tăi? Același răspuns. Eu zic fals. Hai mă, mergem pe fals. Fals, da. Verdict final fals? Da. Drăcea, ăștia susțin că povestea ta este o funcțiune în puțin. Fals! Da, spune-ne tu, care este adevărul? E fals. Da, mă! V-ați spus să mergeți cu mine? V-ați spus să mergeți cu mine? Te pup topor la ceapă, te pup. Joci cu măta și cu tacă. Puteam să jurăm că e adevărată. Domnule Stresu, este rândul dumneavoastră, ce credeți? Senzațional. Am dar i-am urinat pe iubita mea în duș. Și tu? Și tu? M-am trezit cu cei de la Antitero care îmi băteau cu berbecul în ușă. Real, 100%. Când? A, când m-am trezit eu? Nu, când te-ai trezit cu ăștia că-ți vorba? Bătă, despre tine, da. Cred că dimineața au venit. Nu, când? E real asta, mă? A, cu cât timp? Asta e real. Anul ăsta. A fost din cauza la un dox? Bună seara. Nu pot nici să confirm, nici să intrim această informație, că nu dau voie cei de la Antitero. Oi, lucrează cu ei. Nu-i dă voie el tot care a povestit pe live tot. Era puternic stresul acum. Gen, e sub investigație, că îți dai seama, dacă au venit Antitero, trebuie să-l imperbecești. E real. Cu cornuța așa un pic. S-au intrat așa cu M4 și n-are și te-au pus să stai în genunchi. Bă, unul avea Kevlar fără helmet. Avea skin-uri măcar. Erau defaulti. Defaulti. Și parele alea, îți dai seama, eram gata să-i înjur, să țip, să vorbesc urât cu ei, că de obicei, într-o dimineață vine, bă, bate, nu mă trezesc, nu mă duc. Mai las 10 minute, bate iar mâncați și gurata și mă duc. Bună ziua, sunt vecina de la 3, am venit să-ți vând pești. Zic, nu, mulțumesc, am închis ușa și am luat toți zumoșcu după ușa, sigur am văzut. Și eram pregătit să fac la fel, știi, credeam că e tot vecina de la asta. Și am văzut, da, bună ziua, băieți, vă rog, intrați. Verificat. Deci băieții n-au fost cu au fost... Nu, gen erau de la bombe, nu erau de la mascați. De la narcotice. Aha. Deci nu au fost în America. Erau de toate și Antitero și Unit K9. Da. Ce Unit K9? Ce mă? Câini de aia de detectează... De ce aia? Au venit cu câini? Cu câini, cu pisici, cu... S-au dat jos din elicoptere la el în casă, i-au coborât din tavandă. Domnul Stresu, pun întrebări pertinente, aș te vă spus să-l pertinent în partea mea. A intrat cu submarinul la el în casă. Ce culoare aveau pantalonii mei? Da. Galben în față și maro în față. Te pup, Sebi, te pup. Galben în față. Așa, bun. Bă, ți-ai zis, erau de la pompieri, poliție și Antitero. Asta e nou, deci pompieri, poliție și Antitero. Păi așa-ți vine, frate, când... A, tu n-ai avut nicio amenințare cu bomba până acum? Amenințare cu bomba n-am avut, nu. La tine în cameră? Nu, n-am avut, nu. Las ca numărul tău de telefon. Poftim? O veni și vecina cu peștele, tot atunci. No, ca să le vândă la pompieri. Cred că abia au băgat. Mersi mult, Ramona, de membru. Mulțumesc mult, Ramona. Bine ai venit. Înțeles. Bun, și-au intrat, ce s-a întâmplat după ce au intrat în cameră? Păi n-au intrat, că gen m-au văzut, că mă frecam la ochi, că nu știam pe ce lume sunt. Și doi polițiști de aia oricum mă știau de pe YouTube. Dacă mă prindeam vremea cu rigurile, sigur mă luau. Găseau atâtea plăci video, toate ușile, toate astea deschise. Da, nu. Și ce ți-au zis când au plecat băieții? Dacă semne și lor pe telefonul ăsta mobil și... Nu, am zis, bă,
păstrăm legătura, te cumpătezi un om de-al nostru. O să ne mai revedem noi, am impresia. Mi-a, și mi-a cerut, am uitat cum se face mereu, mi-a cerut buletinul să-mi ia datele. Și de ce s-a întâmplat asta? Cineva a sunat să dea alertă cu bombă că ai o bombă în casă, că faci bombe sau ce mai exact? Fac bombe de calculatoare. Băiatul meu. Băiatul meu. Explodează plăcile alea. Merg de bubuie. Te întreb sincer. Dacă are și echipa adversă întrebări în afară de moderator. Te-am întrebat. Că moderatorul a epuizat toate întrebările. Bombă de calculator, mă. Ce dracu crezi că a venit ăla cioc-cioc la ușă, bună ziua, aveți o bombă? Băi, poliția de obicei, să zic mersi că uite, cum a zis Celaru, că nu m-a pus pe burtă să mă caute direct. Ai zis la început că ți-o bătut. Marius, mersi mult de donații, mersi mult de 1 euro, brother, mersi mult din suflet. Păi la... Păi tu bătaie. Ce făcea? Păi ciocăne, cioc-cioc, berbecul nu știe să ciocăne sau cum? Păi berbecul... Da, mă, e adevărată, ce mai stăm pe spate, că e adevărată, ce să mă 5400 de like-uri, let's go, chat. Bine, mă, poate n-a auzit bine, frate. Gândește-te că era pui de berbec. Eram în somn, așa am auzit, așa mi s-a părut că... Uite, mie mi s-a părut și când a venit vecina aia cu peștele, că a ciocănit cu berbec. Peștele, dacă l-a înghețat așa. Peștele înghețat? Adică așa se aude când din somn te trezești, bum, bum, bum. Dar acum parcă era puțin mai intens. Da, păi, dacă mai aveți întrebări, domnilor, eu nu mai am voie mai să pun întrebări, nu, așa că... Zic să o dăm. Te pup, Alex. Bă, antitero a zis. Deci antitero, pompier, clar, e 100% plauzibil. Da, mai cu doxărul, ce să mai... Așa din prima, dacă e mai... Toată lumea știe, toată lumea cunoaște. Dox 100%. Bă, cine n-a venit la ușa ta până la urmă? Dox ți-ai luat 100%. Hai zic, e plauzibil având în vedere că e stresul. Și câte chestii de astea au pățit. Eu nu știu. Adică nici nu e cea mai rea. Au dat și la știri, că se la vorbesc serios. Nu se gândească când s-a întâmplat. Bine, dacă m-ar trezi ăștia de la antitero, aș ține minte că trăiesc. Data, ora. Și când m-am căcat pe mine. Bă, așa e drept. Adevăr e că da, parcă prea frumos au intrat. Sau poate au bun simț. Nu știu. Da, chiar mă, că erau aia cu jandarmii, dar au bătut și a intrat cine și a zis gazele și erau... Zice. Celare, dacă îți face cineva amenințare cu bombă, pe cine trimite? Antitego, cu siguranță, dacă cineva face, la ușă, face amenințare cu bombă. Cred că bat un pic, că totuși te gândești, poate o bombă, nu intri ca dementul așa, poate iei firele alea în picioare și eu ce dracu toate. Eu n-am primit, nu m-a sunat nimeni când a venit în casă să-i fac bombe. Eu asta nu înțeleg, amenințare. Dar pe la trei var familia voastră, dar sună la poliție care bombă sub mașină. Și l-au chemat la secția de poliție cu bomba, a scos bomba din mașină și a intrat cu bomba în secția de poliție, trăiva. Doamne ferea, băi, numai la noi, mă. Băi, oameni buni, numai la noi în România se poate, real, mă. Bă, real vorbind. L-a pus pe ăla, dar a luat bomba de sub mașină și s-a scos cu bomba. Le-a zis polițiștii, bă, nene, bă, nu se poate, bă. Nu știți? Bă, real, stați cum să tragi de ea. Mărturia bărbatului din București, polițiștii l-au pus să aducă dispozitiv improvizat pe care l-a găsit montat sub mașină. I-a zis să-l la telefon, domnule, am o bombă sub mașină, trage tăi. Real, mă, trage, mă, tăia să vezi ce se întâmplă. Băi, nene, bă, doamne, bă, bă. Dacă se fac bombe, că acolo s-a plantat o... Trage, mă, tăia, mă. Într-o lună te bag și pe tine pe Doxbin acolo, lângă băiat. Doxbin? Ce e aia Doxbin? Nu vrei să dorești să ajungi, nici să afli ce e. Am înțeles. Ok. Dar eu asta de aia zic că e fals, poate, că nu au zis dacă o luat doc sau nu. Și odată detalii, a spus rest... că nu poate dezvălui date din anchetă. Da, da. E o investigație. Bă, mi se pare că, lăsăm toate astea, mi se pare că Shelley s-a maturizat extraordinar de mult. Extraordinar de mult, de la cum era la început pe YouTube, mi se pare că face un content super, super șmecher. Și s-a maturizat mult rău de tot, mult. Ai primit doc sau nu? Bă, eu zic că e adevărat. Mult. Default skin. Deci tu zici că e falsă, eu zic că e adevărat, tu zici. Și eu zic că e adevărat. Mergem pe adevărat. Verdict final adevărat. Adevărat. Cum e stresul? Era adevărat. Asta zic. Serios? Sau stai? Da. Dar n-am bătut cu berbecul, dar am ciocănit. Zi, mă, e adevărat povestea? Da, dar n-au bătut cu berbecul, ciocănit. Mai este un prost pe lumea asta care și-a șters ochelarii cu pronto și acum nu mai pot să pun ochelarii pe ochi. Sunt eu aici. Da, da, eu, chiar eu, da. A luat pront, am dat cu șervețel și am șters ochelarii cu pront. Au ciocănit, e adevărat? Da, da. Și ce ne poți dezvălui din ancheta asta? Mai mult decât ai zis. Ce a fost și la știri? Da, a fost la știri. Ce vă pot dezvălui e că de asta au intrat așa ușor, că nu era prima oară.
Am înțeles. Că prima oară au evacuat femei cu gravide, cu copii în brațe, ei au tot antiteror? Da, au blocat toată strada, i-au dat afară. Dar ce fac ăștia, mai ăștia sună și spun, domne, e o bombă? A dat, dacă zine să crezi, dă mail la poliția, la nu știu ce, dă mail, dă mail. Vedeți că la apartamentul ăla acolo e un băiat a asamblat bombe. Și au făcut în 6 calculatoare, dormisem 2 ore, nu știam pe ce. Cum au văzut aia cu bale la gură, au zis, a, tu ești? Hai, du-te, adu-mi buletinul. Nu, e meu. Colegul meu care face bombe pe calculatoare. Pe el îl căută. Marise! Așa simplu. Ia o pereche de pantalon pe tine, dă buletinul încoace. Uitați-vă dacă vreți, nu mai intrați toți, că n-are sens. Hai. Băieți de treabă. Oricum. Mișcă de aia puțin. Sau okay, sau băieți de treabă. Nu știu. Mișcă de aia puțin. S-o spart ușa. Dacă nu, să-i tai tot în casă. Îți dai seama când zice cineva de bombe, dar ți-a zis, era adresa cu antecedente, știi? Că am mai fost o dată fix la adresa aia și tot pe mail. Tot pe bombe și pe mail. Tot pe mail, da. Am înțeles. Și așa ușor e. Exact. Așa că aveți grijă cu adresele în mediul online. Nu vă dezvăluiți domiciliul niciodată. Domnul Red, vă rog. Când aveai? Stai, că n-am înțeles ce a zis. Grijă cu... Am mințit că luam foc calculatorul ca să scap de bătaie. Când? În fața cui ai mințit? La un film. Când, câți ani aveai? Când s-a întâmplat asta? Când eram pe a 9, 14 ani. Ok. Și de fapt s-a întâmplat cu calculatorul. L-ai stricat? Cum l-ai stricat? Nu. L-ai stricat? Nu l-ai stricat? Nu. L-am mințit. Păi și până la urmă ți-ai luat bătaie? Nu. Altceva luase foc? Și tu ai mințit că luam calculatorul sau care-i faza? Altceva luase foc, da. Ce? O țigară. Ah, și îmi vrei să te prindă că fumai. Da. E real asta, mă. Eram... E prea așa, prea mic, așa, ca să... De ce ar minți cu asta? Adică ai minți cu altceva? De ce ai minți cu ceva atât de mic? Eu zic că e real. Te pup, topora ceapă, te pup. Mie mi se pare că e prea... De ce ai minți cu ei așa? Vărme la unchiul meu și atunci, pe a noua, când intri, pe a noua, anturajul, vrăjel, cu țigară, încerci. Și eram pe geam. Tu mai fumezi? Da. Țigări? Da. Și eram pe geam. Și reveni ca pe om. Păi e de la ei fetele cu țigări. Ce țigări fumezi? Da. Te combine la un aparat. Vogue Slim. Glumesc. Avem brichetă. Nu vrem să dăm numele. Și eram pe geam. Ne-am aprins țigara. Și a intrat unchiul meu în cameră. Și am întrebat ce miroase așa ars. Și am zis că l-a făcut calculatorul. Tu fiind pe geam. Nu, a luat foc calculatorul aici. Așa a fost la mine, mi-a zis un chimiv. Aveam 16 ani. Fumează-mă cu tactul, nu mai sfii rușine, era la țară. Și făcea tata, fumează-mă, nu sfii rușine. După aia am fumat și m-a rupt bătaia tata. E fumătorul închitul? Bine. Dar auzi tu de unde știm? A fost. Era fumător la vremea aia? Da. Nu, atunci nu. Atunci nu era fumător de 20 de ani. Uitase miros. Nu pot să-l uiți. Nu pot să-l... Dar tu de unde știi, fumezi? Măta știe că fumezi? Mă treia să facă stresul una de asta, la nenorocit pe silent. L-a nenorocit pe silent. L-a distrus. L-a nenorocit. Nu pot să zic. Dar tu de unde știi, fumezi? Măta știe că fumezi? Ai oameni în jur care fumează, nu știi mirosul de țigară. Ideea e că nu știu exact dacă ne-au crezut sau nu, dar ne-au iertat. Nu ne-au bătut. Fuma și vărătul. Da. Bă, probabil păi și-a dat seama, e imposibil să nu-ți dai seama. Dacă tu iei scava foc calculatorul, băia n-a venit să zică, dom'le, dar hai să stingem, să dezasamblăm, să scoatem în priză, să... Da. Păi nu, că chestia e că calculatorul era pornit. Păi și dacă a văzut, că ai spus că s-a ars și calculatorul a pornit, nu ți-a spus, păi ce s-a ars, că e pornit, gen? Exact. Nu e un fan al logicii, un chisul. A fost cu origina logică. Omul a venit în cameră, o simțit, a văzut calculatorul pornit, noi i-am zis că o lua foc. Am fost mai cu mine. Da, mă, băieți, e cât că puteți să dați un verdict. Bă, poate să fie 50-50. Mi zic că e fals, o dau primul ca să scap, gen. Bă, dar poate să fie și adevărat. Nu o să fie normal, dar nu știu, că să fii, să nu, chiar să nu zici. Bă, a fost primul contact, gen? A fost primul contact în care a simțit miros de țigară că ar, și ar, nu știu, ar crede că fumați sau ceva? Da. Bă, nu, e contact oară... fatal. Da. Adică și prima oară să nu-i zici nimic, să zici, da, călătorul. Cumpărăți al volan, îți dai seama că o să-mi iau al volan. Iar bă, da, sincer... Dar să fie falsă la modul gen nu să-l lasă în pace să-l fi bătut? Nu, povestea ori e adevărat, ori e falsă și da. Nu mi s-a întâmplat niciodată Ion în doaie să fure cardul, niciodată nu mi s-a întâmplat mie de asta. Dacă e falsă, ce înseamnă? Înseamnă că era citit de pe cartonaș pentru prima dată în viața lui aia și după aia a inventat toate detaliile. Dar nu e la mijloc, nu există la mijloc. Zisă. Bă, eu zic că a dat-o bine așa pe detalii, cu vărsul, clasa nouă, 14 ani. Ai verdict final adevărat. Da. Mergeți pe adevărat? Da. Deci voi susțineți că povestea e adevărată. Da. Cum e bossul? E adevărat.
Haide! I s-a întâmplat lui Teo 10.000, nu mi s-a întâmplat niciodată și am avut mereu câte 2.000 ceva de euro în gură, Flavius Mihai. Dacă se întâmplă, banii înapoi, stai neștii că nu e niciun fel de problemă, brother. Bine, dar ești, donație ești puternică de 100 de euro! Dar ești a știut! Îți dai seama că o știut. Ce făceați? Dai seama că o știut. Copiii nu m-a apucat de fumat. Domnul Einstein. Oricum, profesoară tehnologică, era cu tehnologia, cu astea, știa, cu YouTube. Ai făcut clar educație tehnologică. În ce clasă? Bă, chiar am făcut, ai să râzi. Chiar am făcut și făceam cu un domn în vârstă foarte... Vezi că-ți dă jos clipul, vezi ce zice? Îmi pup pe domnul Marinescu. N-am făcut meditații fără chitanță. Așa, și te-a chemat în... Să dai explicații, da? Da. Și... Na, m-am de trei săptămâni mi se umflă. Mi-a zis că mă exmatriculează, că îmi scade. Îl pusesem eu atunci, instant, pe privat. Aha. Direct. Aha. Și să te dea în judecată? Da. Pentru ce? Colegul meu a spus chestia aia în vlog. Și au zis și numele, nu? Nu, că nu, 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 nu a spus niciun nume. A spus pur și simplu profesora de tehnologică. Și gen, nimeni nu știa la ce școală sunt, la ce... Adică era o chestie... Păi și cum s-a soluționat? Doar l-ai pus pe privat și atât? Am pus pe privat și... Ați văzut gestul, da? Ca idee. Da, s-a uitat. Și tu ăsta, că voiam să zic să lași tu ăsta din mână. Păi, da, nu... păi nu mai ții minte povestea. Povestea nu mai ții minte de 3 ori, trebuia să iei la mai devreme, dar nu puneai de moderat. Că și eu am avut niște... Păi am întins mâna pe birou vreo, gen, am ținut-o așa. O descoperit profesorii că făceam chestii pe YouTube și nu a fost foarte nice. Și dumneavoastră ați avut, stimabile domn. Da, nu zic, nu. Și cred că mai rău ca mine. Ci că 84 bătăi la inimii e mult și am avut până cu 3 zile 110-115 și nu zici mie că e mult 84. Da. Dar în clipul ăla a zis și înjurătura sau a zis doar că am înjurat-o? Bă, nu a zis-o. Mulțumesc mult, Diana Psycho, pentru noi străși. Cred că puteți da un verdict. Din atâta. Cred că puteți da un verdict. Bă, dar cine se apucă, mă, să zică că oacă te dau în judecată că ai zis că nu m-ai înjurat și de fapt m-ai înjurat. Nu i-a înjurat. Mă, chestia, că dacă era bătrână? Facă, dacă încerca să facă ceva de intimidare, da, era... nu cred că se ducea cu chestia asta cu judecata la un copil de clasa 6-a, știi? E un pic cam prea extra. O joacă, mă, eu zic că e adevărat, ești nemul, 100% e adevărat. Păi n-am voie sare. Vă dați seama după mazărea de aseară făcută de nevastă mea de o trans... Știți că la vaci le place să lingă sare, ați înțeles? E murugă. Murugă mazărea, murugă să fie o dracu. Am mâncat și două porții, am mâncat și la 5 de dimineață. Murugă. Deci mergeți pe adevărat, da? Murugă, mă. Dar eu merg cu majoritatea, dacă ziceți că e fals, mergem pe fals. Mergeți pe fals sau pe adevărat? Eu zic că e fals. Și eu zic că e fals. Bun, verdict final fals. O să mergem cu majoritatea, dar eu zic că e adevărat. Bun, deci verdictul vostru e fals. Adevărat. De prima, mă. Bravo, mă, ce ai, rege. Păi și de ce era schemă, mă, că se uita așa, mă, stres. Da, bă, nu neapărat. Eu chiar am, nu știu. Nu e schemă, mă, e autist, ce-i? Am înțeles. Bun. Noaptea am făcut-o, domn capitan. Mergem mai departe. Deci capitanul ăla, deci ce-ai echipa. Mergem mai departe, domnul Zapi, vă rog. Îi motivez, mă. Bravo, ai câștigat, ești prost. Bravo, regele. 5900, facem 6000. Era să-mi iau bătaie la un club de manele din Târgu Mureș. Clar. Auzi manele în timpul liber? Câteodată. La 6000 dăm membrii, zice Paul. La 6000. Există aia zic, Paul. Nu vrei să știi. Da, mai bine, mai bine. Alte cluburi în mai bine, nu, mai bine, nu. Există Târgu Mureș, frate, stați-mi. Bă, da, mă, cred că sunt în Ungaria. Mai ascult un țan cât un Nicolae Guță cinstit. Eram pe clasa 12. Și pe cine ai supărat? Lasă-mă că nu contează asta. Zine circumstanțele. El știe cu poliție. Oră. Nu mai țin minte că eram... Nu, dar era la început sau la sfârșit după ce s-a îmbătat toată lumea? Deja erau tăzbeți. Și ce ai făcut să provoci această bătaie? Păi a fost prima oră când m-am dus la manele. Așa, și le-ai zis să schimbe muzica, să bage... Nu! Băi, gata cu mărănia asta, hai să mângem! A supărat patronul. Abia ce fusesem la tuns, eram și eu aranjat, aveam un costum. Păi dacă n-am voie, mă, că v-ajută vă să conduc, cum mă jumă Eurotrack Simulator, dacă n-am voie să conduc? La asta v-ați gândit? Costumel pe mine și-a venit o tipă. Aveai cravată la costum, de ce până l-am întrebat eu? Aveai, te-ai dus în costum la manele? Da. Mulat, pantofi cu... Oi, oi, niște ciocate din alea, fai, lăcuite tot, bine, și cu brânză. Așa, domnul Zapi. A venit o tipă, a început să danseze cu mine și dintr-o dată lumea am simțit o mână de aia imensă la mine pe umăr. Mă întorc în spate, dita-i muntele de om chel, tatuat. Taxul.
ce problemă ai cu fata asta? Ea a venit la tine sau tu te-ai dus la ea? Sau nu mai ea a venit. Ea n-a zis nimic în apărarea ta? Nu. A dispărut. Păi stai, ți-a pus la mână și după ce s-a numit? Mi-a zis că sper că nu avem probleme aici. Nu mai țin minte ce mi-a zis. L-am văzut numai că era Dita-i omul, a început să vorbească cu mine. Era destul de încordat, am zis că deja aici aici de scandal. Avea tatuat vreo ancoră, ceva? Păi mai știu, era pe gât. Avea tatuaj cu fata aia deodată. Cu mărime naturale. Da. Probabil avea ceva cod de bare. Tu dansai cu mâna lui, cred că... Ăla nu cred că te-a mai atenționat cu codul de bare pe ceapă. N-am vrut să am nicio urmare dureroasă, așa că m-am dus acasă. Ai plecat direct după, dar cu cine erai? Eram cu niște prieteni, dar nu știu unde au dispărut și ei. S-au disipat. Am grijă, băiatul la mare. Erau toți mână-mână. Ne-am strâns toți la o masă și la un moment dat au dispărut. Bă, dacă mai aveți întrebări, dacă nu, cred că poate să intre verdictul. Bă, n-am întrebat. Mai deci, întrebare? Pe ce, te-ai lămurit? Că e ce? Eu zic că e falsă. Da, și mie gen un prea clișei că treaba fals. Bă, băiatul a tatuat. Tatuat cu hibă. Ai să ai de aceeași părere? Nu. Părerea ta nu contează. Bă. Eu zic că e adevărată. De ce zici că e fost acolo? Nu, gen, a dat niște argumente și niște amănunte destul de... Da, a venit o fată la el, că el era... La club de manele se duc fetele să aghițe bine, cum ai fost vreodată în club? E foarte bine crezut că ar venit o fată la frate, mine. Da, frate, e bun, nu înțeleg. Bine, frate, de asta am zis că nu contează. Hai zic, deci e adevărat sau da. E adevărat? Da. Bun, fals. Bun, verdict final e fals, da? Nu zic că e adevărat. Cum e, Zapi? Este foarte adevărat și bine că nu mi-am luat bătaie. Îi datorez scuze. Ce ai făcut, sta bine? Sta bine?